Așa, după cum bine știți, s-a stabilit un calendar. În ceea ce ne privește ca autoritate publică locală, suntem în grafic cu toate lucrările. Astfel, în data de 12.07 au fost stabiliți președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare. Sunt cele 58 de secții stabilite la fel cum au fost și la celelalte alegeri, la alegerile locale. În fiecare secție de vot vom avea 6 cabine, excepție făcând secția numărul 15, cea de la Direcția Silvică, unde sunt așteptate să voteze și persoanele care se află în Spitalul Județean, cele care se pot deplasa, evident. Pentru cele mai multe. Dar vor fi mai multe cabine la Direcția Silvică, tocmai pentru că e proximitatea spitalului, e cea mai aproape și acolo sunt așteptate și vor fi îndrumate către această secție persoanele aflate în Spitalul Județean Sfântul Ioan. De astăzi, întrucât a apărut o hotărâre